Salutare! Noi suntem în Dodi și astăzi vom continua capitolul din cartea lui Walter Block, Pledoarii incomode, despre afaceri și comerț, cu subcapitolul Speculatorul. Da, înainte de a trece la speculă, o să vă rugăm să speculați și voi faptul că jos în descriere avem link-ul către unde se găsește cartea asta, da, de unde o puteți cumpăra. De asemenea, dacă vreți tot așa să ne speculați și nouă vreun șfanț, există jos în descriere link-uri către Patreon și cripto. Tot în descriere mai găsiți și unde suntem pe net, alte prezențe, de exemplu un atelier de politică curentă pe care îl duce Gabi pe Twitter. Like, share, subscribe and all that good shit. Speculatorul este un om foarte rău. Pe socialiștii îl învinuiesc că profită de neștiința și de lipsa de cunoaștere a prețurilor, produselor și serviciilor al populației întregi. Și din această cauză este învinuit pe nedrept, spunem noi. Însă, speculatorul lucrează și în timp și în spațiu și cumpără ieftin și vinde scump. Este legea comerțului pe care toți o respectă. Nu numai speculatorul. O respectă că dacă nu o respectă, dau faliment. Adică... Da, adică... Speculantul. Speculantul. Speculantul? Speculatorul? A tradus. E, speculatul. Parcă sună mai... Mai românește. Nu, nu, mai pe linia negativă. Mai peorativ, da. Cred că și Ciolac a folosit asta, nu? Că aia sunt speculanți sau nu mai știu ce. Da. Sau se folosește. La noi speculanții sunt... Păi da, iau specula în gură socialiști de fiecare dată când e cazul să bată un punct economic. La noi, mai ales cei din piețele agricole, sunt speculanți. Cumpără ieftin din... teritoriu, din teritoriu de la țărani, și vând scump orășenilor. Walter Block Walter Block face aici un mic exemplu și anume există căpșuni cu 25 de cenți în New Jersey și cu 45 de cenți în New York și speculantul află despre această discrepanță de prețuri și se duce în New Jersey, cumpără ieftin și le dă ori la același preț, la un preț mai mic decât prețul căpșinilor din New York, făcând astfel un profit. Acum, ce înseamnă este asta, da? Hai să înțelegem și ce înseamnă, că ne uităm la emisiunea asta la care încercăm să vă învățăm un pic de economie, da? Ce înseamnă că sunt ieftine căpșunile în New Jersey? Înseamnă că oferta e mai mare decât cererea. Sau, hai să zicem, dacă o privim prin comparație cu New York, unde căpșunile sunt mai scumpe, acolo cererea este mult mai mare decât oferta. Și acum, ca să traducem în cum să spun, în limbaj mai uman, deși asta ce am zis eu până acum mi s-a părut destul de uman, în New Jersey putrezesc căpșunile pe tarabă că nu le cumpără nimeni, în New York nu se găsesc. Da. Pentru cât ți-ar vrea să le cumpere. Imediat am simțit o tulburare în forță, nu de la tine, ci de la cineva care s-ar opune, care ar zice, păi nu, zicem, să ne imaginăm exact aceeași cerere de tot 100 de oameni și tot nu știu câte chile de căpșuni. De ce acolo e mai scump și acolo e mai ieftin? Pentru că ești prost. Nu, prețul e... Nu. Prețul pe o piață liberă este dictat de diferența relativă dintre cerere și ofertă. Dacă tu îți imaginezi că ai aceeași cerere și ofertă
și colo și colo, dar prețurile sunt diferite. Vezi ce am zis mai devreme? Păi nu, că poate să fie. Atunci când sunt la fel? Nu, poate să fie. Da, s-a terminat emisiunea. Mulțumim. Dai, poți să ai diferență. Diferența poate să fie specifică de dispoziția a clienților din, mă rog, New York să plătească mai mult. Păi nu, aia e ce diferit. Aia nu mai aia aceeași cerere. Cerere... Păi da, dar vreau să zic că poate să difere... difere deci, păi nu, cerere sumă cheltuită, cerere. Nu că cheltuiesc 100 de oameni. Cu 100 de oameni pot cumpăra și de 5 lei și de 5 milioane, știi? Nu adregi corect cerere. Te-ai gândit la indiviz, nu la bani. Da, eu m-am gândit la indiviz. La bani, știi? Bani. E, păi de ce? Păi nu e corect așa. Individul contează. Deci tu zici, vreau să am cerere și ai doi oameni, cumva individul... ai doi oameni care cumpără de un leu, da. Ai unul care îți cumpără de 5 miliarde și tu ce zici? E mai mare cererea la aia cu doi, da? Da. Cumva individul, individul contează, dar socialiștii vorbesc despre bani. Da, invers. Mă rog, critica la spectacol care e, că ea le aduce la București și scumpe. Da. Critica la speculant este că e scumpe. Este da. Că ucideți... Stai, ce zicea? Cartofii de, erau... De ce nu a luat... Sau de ce nu ne-a spus și nouă că în New Jersey e 25 de cenți? Da, și îți spune. Bine, de obicei. Dar poți să știi. Tu știi că în Gheorghen sunt ieftin cartofii. Du-te pe acolo. Ia și du-te. Și vezi, e mai ieftin? Păi cât ai de pătrân? După aia cine le cară? Păi benzina m-a costat. Da, luați-o pe DN-ul. Da. A, apropo, asta nu, stai că ce spune Costel nu e neapărat un argument, pentru că dacă n-ar fi rentabil și pentru tine să faci ce a făcut speculantul, atunci nu, chestia aia nu se poate întâmpla. Deci chestia aia nu se poate întâmpla. Repet, asta e o economie de scală, că ăla vine cu un camion întreg. Da. Deci, ăla, dacă unul a putut să facă așa, sigur puteai și tu în exact aceleași condiții. Nu, păi, da. Da, date fiind dacă nu introduceați pare mers, gen m-am dus în Gheorgheni când îmi plăcea Gheorgheniu, dar nu stric pe cartofi, da. Știi? Și mi-am luat și niște cartofi. Da, și... da, dar nu, tu te-ai dus să vezi Gheorgheniu, nu să... Da, argumentul de fapt este în felul următor. Dom'le, se întrevede o criză de ceva, da, hârtie igienică, apropo. Dar n-a tradus banii, n-a tradus bine speculant. Cum nu era la price gouge, nu avea nume mai specific? Ăla numai... care se duce la dezastre, la bloc cam asta are în vedere. Ai un okay. Nu știu ce și el se duce cu apa minerală. Și... Ba da, asta e. Asta e, zici. Asta e, da. Da, vezi, nu doamne. Se e un... De cineva care e... Nu e, mai, nu e ăla mai încolo, ăla care trage de profit? Intermediarul? Nu, ăla care profitier. Mulge profitul. Ăla e? Aia, toacă toate da. Aceleași. Unreasonable orică. Profit. Ăla cred că e mai ăla ai dreptate, da. La care te referi. A, dar și ăsta e speculantul care nivelează. Ăla e pe toți în aceeași oală. Ba da! Toți sunt niște în termenii noștri, da, da, hai să vorbim despre, okay. Yeah. Despre ceea ce zice Bloc aici, da? Tu cumperi, să zicem, nu știu, sticle de apă, da? Sticle de apă, cumperi mai multe decât îți trebuie, la un moment dat ai cămara plină de sticle de apă. Pentru că ai cumpărat cu una mai mult decât ți-a trebuit în fiecare zi și s-au adunat acolo. Da? Bun. Și pică supply-ul de apă, da? Să împute rezervorul din care se îmbuteliază apa respectivă. Să zicem că suntem companie de stat, e una singură. Da? Bun. Nu poți să te apuci să vinzi apa aia. Da? Aia în plus? Aia pe care o ai în cămară, că ai pus-o, ai făcut rost de ea în timpul vremurilor normale. Da? Dar, așa cum am povestit mai de mult la Manifestul Libertarian când discutam despre conservaționism, da? În clipa de față, pe tine, care tu ești cu apa plină de cămară, într-o situație din asta în care nu se mai găsește apă la magazin, tu ești în clipa aia echivalentul unui proprietar de mină.
Pentru că ai o resursă finită, apa dâncămară, da? Pe care o poți exploata financiar. Da? Și atunci se pune problema. Dacă ține minte, sunt fix aceleași principii care se aplică. Dacă ține minte ce să vorbea acolo, dacă nu, puneți mâna că tați pe canal, da? Că e, ăla avea 2 ore. Da? Atunci, tu ai motivație să dai apa la un preț cât mai mare, da? Să crești producția atunci când, să crești exploatarea, nu producția, că tu nu produci apă, să crești exploatarea, practic să vinzi mai multe sticle atunci când prețul e mare și să vinzi mai puține sticle atunci când prețul e mic, da? Și acum întrebarea vine, mă rog, de ce este speculantul de fapt erou? Păi, unul la mână, este erou pentru că a cumpărat toată apa aia dând banii lui atunci când nu-l durea pe nimeni. Da, repet, și tu, rămas acum fără apă, puteai să faci aceste provizii de apă. Dar nu ți-ai blocat capital în... Dar nu ți-ai dat banii, da? Nu ai aruncat banii pe o apă pe care n-o bei. O apă pe care să stea în cămară, da? Ete că veni cometa, da? Și a rămas lumea fără apă, da? Nu durează mult o problemă de genul ăsta. Că nici speculanții pe care îi des, îi arată bloc în capitolul ăsta nu sunt făcuți să reziste la infinit. Da? Da. Dar aplicând aceleași principii de exploatare a unei resurse finite, că în clipa aia apa din cămara lui e o resursă finită, da? El ce face, de fapt? De ce e erou? E erou pentru că previne foamea. Hai să zicem așa. Poate să dea apa aia poate să dea apa aia la prețul de magazin. Zice, bă, băieți, eu am apă. O dau la prețul de magazin ca să nu mai simtă nimeni. Primul venit, primul servit. Da? Să termină. Toată lumea disperată că o cumpără, să răspândește apa în comunitate și lumea zice, păi am luat-o la preț de magazin. O tratăm ca și cum e la preț de magazin. O bem cum o beam înainte de la magazin. Sub, într-o dată s-a terminat. S-a desfundat izvorul? Nu. S-a terminat. Argumentul simulentelor e că el nu ți-o aduce la peste magazin. Și tocmai asta. Sau nu păstrează, n-are. Tocmai asta e ideea. El când nu ți-o dă la preț de magazin, tu știind că te-a costat mai mult, începi să-ți raționalizezi consumul. Și atunci te duce ceva mai mult. În loc să se termine apa speculantului în 3 zile, poate ține o săptămână. Și e o șansă mai mare ca între ziua a 3-a și ziua a 7-a din săptămână să se desfunde dracu izvorul ăla. Nu spun că e garantat, dar e o șansă mai mare. Asta este ceea ce face speculantul și de asta este un erou în viziunea lui Bloc. Pentru că el își ia înjurăturile. Nenorocitul ăsta cum își permite să vândă apa de la preț dublu la preț triplu. Uite ce se întâmplă. Că te ține în viață mai multe zile. Nu, valid, dar trebuie să insistă și pe asta. Dacă nu, ți-o aduce. Dacă nu are stimulentul ăsta, nu se urcă la mașină. Nu, și să zicem că nu o aduce. Stai puțin. Preț de magazin? De obicei, exemplul pe care îl dădeam eu era că nu trebuie să o aducă de nicăieri. Da, o avea. O a făcut-o fără să plece din comunitatea. Nu vine. A speculat doar în timp. Da, nu vine. Nu vine. Nu vine. Asta e ca și cum nu ți-o aduci. Da. Nu contează că corect. Vine socialistul ce vrea, să-ți o dea gratis eventual, dacă se poate. Asta voiam să zic. Deci ai... Și am și 2 puncte după micul ăsta. Deci... De obicei, oamenii vin cu argumentul la toată situația pe care ai zis-o tu, Vali, că păi, oamenii își dau seama. Argumentul este unul de bun simț, se numește. Deci nu face tu chestii economice, pentru că oamenii au bun simț și nu o să mai consume apa așa.
Păi atunci o să vă coste, ea o să fie mai scumpă. Stai un pic. Deci o să facă oamenii? Știu, o să facă ce a zis Vali. Nu. În momentul în care cumpără de la speculant, tot la prețul de la magazin, o dau ei după aia dublu. Așa, ok, dacă asta m-am gândit și la chestia asta. Că a zis că se duce în comunitate, păi și aia cu cât o dau, știi? Nu, eu aș spune așa. Dacă tu, socialistule, vii cu argumentul, păi da, eu am încredere că oamenii au bun simț și o să-și dea seama să nu știe, de ce mi reglementezi piața? Ah, bravo, da. Lasă oamenii, că ai avea încredere în oameni, lasă-i să se descurce. Ia e. Și chiar mă gândeam azi la asta. Good point. Adică o critică la socialism a fost asta. Domnule, socialiștii prea sunt optimiști. Dar văd omul ca... Nu sunt optimiști, sunt optimiști cu privire la asta. Cu privire la piața nu sunt optimiști. Sunt pesimiști. Și ăsta e discursul socialist. Piața e... Praf? Și vine... Statul vine și rezolvă și de fiecare dată eroic și nu știu ce, știi? Păi, deci n-a zice că sunt optimiști. Optimiști când vorbim nu, de... Nu, e pretenție. Tălacu, ei nu sunt cu adevărat. Pune un social... Biden. Pune cel mai Obama, știi? Și sunt pesimiști când vorbe... Vine vorba de... Cum obișnuit. Nu o să cumpere suficient educație. Nu o să cumpere. Ce înseamnă market failure? Piața nu produce ceva? Ce vreau eu, știi? Ce mi-ar plăcea mie. Auzi. Cât oameni citesc? Dostoevski. 1000 de oameni. Eu vreau să citească 5000. Deci, market... Taylor, știi, n-a livrat. Da. Nu mi-a livrat. Da. Auzi, alt punct. Deci ce am înțeles eu din asta? Deci speculantul ăsta era așa cum era înfierat un om într-un ziar comunist că își luase mai mult ulei. Avea acasă ulei, zahăr. Dar cum era aia, merită o propriu... Da, era ceva chestie. Să-l strâmba. Și ideea cu speculantul ăsta este că... exact ca un speculator de pe piața de acțiuni, practic el speculează niște marfă. Și zice, ia să-mi fac eu un stoc de, mă rog, uite, apă, dar nu pentru... Nu, dar nu de apă, că de apă e nasol, moare lumea. Un stoc de ceva care s-ar putea să împuțineze, whatever, cartofi. Îi iau, îi țin, și pe chestia asta, el legalizează prețul în timp. Când ar fi foarte jos... El cumpără și atunci prețul mai crește, da. Și după aia când nu s-ar găsi deloc și ar fi prețul până la cer, el are și bagă pe piață și ți-l aduce mai jos. Practic îi potolește piața, speculantul. Și să nu uităm mereu, că el are risc, el s-ar putea să pice un asteroid cu cartofi, haha, și să nu câștige. Și într-o dată pariu antreprenorial defect, greșit. Al doilea mic punct. Lumea e supărată, dar să vedem imediat cine e lumea. De exemplu, ai distribuitori de lapte care cumpără mult lapte și îl țin. Și în momentul în care producătorii de lapte ar vrea să vândă mai scump, ei zic, nu mai cumpărăm de la voi. Nu mai cumpărăm de la voi că noi avem stocuri. Producătorii de lapte stau oftică rău și vor să vină o reglementare cu un preț tralala care să ne ori să ni le ia, ori să ni le ia la un preț, nu știu cum, tot un milion de variante. Și ideea aici este că dacă n-ai instrumentul ăsta de stat să ceri cineva să reglementeze jocul, nici nu-i corect. De fapt, ei nici pe dedesubt n-au dreptate, că ei zic că suntem fundamentali, niște esențiali din ăștia. Mă rog, dacă ar lăsa piața, ce-am învăța? Păi, ei n-ar avea butoane pe care să apese, în care să scape ușor. Ei vor ce? Ei vor să producă și să scape de marfă. Ei nu vor să-și bată cap cu restul, cu produceri, cu storage, cu nimic. Și atunci, pentru că au butonul ăsta, pericol moral, apasă pe butonul ăla. Până se întâmplă ceva, dacă nu se întâmplă, ies afară cu tractoarele, pentru că, uite, paranteză, și toți tractoriștii care au ieșit acum în Europa, extraordinar, să opun statului, aruncă cu noroi. Very funny, we like, da? Dar ce cer ei? Păi nu ne închideți fermele, ok, proprietate privată, nu opriți subvențiile. Not ok. Da. Mixe, n-am urmărit exact mixul. Da, mai cer și scădere de taxe de practizele, da, la motorină. Very good, yes. Aia e ok. Aia zero, ar trebui să fie.
Mă rog, ce voiam să zic este că dacă tu ai fi un producător pe o piață liberă și vezi că distribuitorii tot nu-ți cumpără, ea fiind o piață liberă, la un moment dat zici, mă, noi mai aruncăm mult laptele ăsta sau ne adunăm și noi câțiva? Și să găsești unul dintre toți producătorii aia care astăzi n-are cum să facă chestia asta din cauza mediului, mă rog, nefast, am enumerat adineauri? Cam mai sunt producători tip piață, știi? Da, exact, mă rog, ideea e că nu știi dacă avea piață liberă, nu știi dacă s-ar selecta... Să le facă concurență lor la... Da. Însă cred că nu prea... Trei... Nu știu, generația următoare vine un copil și stai că ne facem noi. În legat de agricultori, problema în Europa este că dacă nu ar mai avea tarife, nu ar mai exista tarife de la import în Europa, s-ar duce în bărării toată agricultura europeană. S-ar duce agricultura așa cum o este în structura ei de producție de astăzi, dar ar putea să producă altceva. Asta e o chestie supărătoare. Nu agricultura, să zice că... deloc? Nu-s de acord. Nu de tot. Da, da, asta a fost o trecere. Uite, Julian Simon, știi? Câți eram în agricultură în 1700? 99, da. Cât suntem azi? Nu știu, 1%, știi? Da. Deci nu e neapărat o chestie tragică. E pe termen scurt pentru ei, mereu, eterna discuție. Da, e clar că te lovește, știi? Da, dar pericolul mereu este că păstrezi pe termen scurt o chestie, o păstrezi pe următorul termen scurt aceeași chestie. Și pe termen lung nu se mai întâmplă nimic. Hai să zicem o altă idee. Se pare idee. Că UE produce A venit UE cu vreo chestie? În Noua Zeelandă, la un moment dat, s-au eliminat subvențiile în agricultură. Erau tot la fel de subvenționați ca în Europa. Da? Pe termen scurt, probabil a fost un dezastru. Da? Pe termen lung, astăzi, cu agricultura europeană făcută la așa, în... Belgia se vinde ceapă din Noua Zeelandă. Da. Cu toată agricultura europeană subvenționată. Deci Noua Zeelandă n-are subvenție și o și plimbă jumătate de lume. Exact. Și tot o vinde mai bine și ca localnicul. Se subvinde și tarife de import. Da. Oh my god, da. Da. E non-EU, da. Non-EU. Deci asta sigur că se... Duc toate deci în cap. Crezi că olandezii, gata, vin brazilieni și imediat... Nu sunt așa sigur. Nimeni nu e sigur pe piața liberă. Dar e clar că acum ai o chestie fake. Poți să ai o discuție din asta în care statul vrea heirupist să facă o prostie catastrofală azi și la fel iar ei ar putea să critique piața liberă pe care o propunem noi că n-ar fi bună făcută abrupt. Ok, putem să înțelegem. Ideea e ținta. Dacă ținta e să păstrăm subvențiile și tarifele de intrare și nu știu ce, ok, nu o să schimbe mare tăiat, lucru. Uite, în apărarea UE că au tăiat și bugetul ăla lui era tot, era pe, nu, e mult. Agricultură, pe subvenții, da. Da, da, da. Dar na, tot... Au tăiat, dar au băgat în alte părți, adică a fost nevoit să tăie, altfel nu tăia. Citeam pe Twitter, UE, lumea liberă. Da, dacă compar cu... Da. Putin și Corea de Nord, da, e lumea liberă. Compar cu manifestul libertarian, mai esența UE este interzicerea fumatului în cărciumi, este reglementarea curpurii banane, asta e UE. N-are nicio treabă cu lumea liberă. Lei pe Javier Milei, dacă vrei, domne, vreau să văd unul. Că UE mai vine și cu lucruri serioase, o să vină cu CBDC. Uniunea Europeană a reprezentat amestecarea industriilor esențiale ale țărilor combatante în cel de-al doilea război mondial într-un conglomerat, astfel încât să nu mai poată să se rupă una de cealaltă și astfel să avem pace în Europa. Asta pentru e ce nu, ți se pentru că nu mai puteau să-și mărite copiii între monarhii și au făcut... Mă, poate pacea a fost că era lumea sătulă de război, nu că au venit niște birocrații pe... Niște lefuri nesimțite. Nu avea lumea chef de război și cu ei și fără UE nu mai avea chef de europeni. De așa ceva. Argumentul lor e nu. Ne-am împrietenit. Ne-am stăm împreună. Și nu știu ce. Ne-am bătut, ne-am bălăcărit, dar după buna tradiție românească, hai că ne împăcăm după aia. Da, dar nu cred că au dreptate. Însă cred că nu au dreptate. Nu s-au împăcat? Cred că nu mai avem război, că e lumea sătulă de război. Europenii s-au săturat. Da, e comerțul distruge
Așa, în favoarea lor e ceva adevărat că una este să te întâlnești la masă și nu știu ce știi. Dar nu puteai să te întâlnești și fără birocrația asta? Nu puteai. Ba, bine, na, acum... N-aveai telefon, n-aveai... Știi care e faza? E o teorie pe care, din păcate, nu o putem proba empiric. Pe lângă asta, crește că... Într-un univers paralel. Erau o chestie mai probabilistic, știi, pe preferințe, pe... Îți dai seama, iese lumea din 45, nu le chef de... E o confruntare oricum, e ca în stânga și dreapta. Confruntare între două... Între mai multe entități de stat, cu încă o entitate suprastatală, tot agresoare. Bine, teoretic, dacă vrei să ai un argument așa împotriva fabulației ăsteia, ar fi ăsta, că, domne, în 45 lumea era atât de sătulă de război, încât cumva, fără ca pactul de la Varșovia să participe în UE, da, au reușit să nu se bată cu ei vreme de 40 și ceva de ani, da, cu tancurile pe graniță. Dar dacă nu o să creeze o structură suprastatală, nu puteau să elimine structurile de stat existente atunci? Nu, no, păi dar ce vrei, să ai haos, anarhie? Nu, no, Doamne ferește! Mă gândeam că trebuie să ai și experimentul ăsta și dacă aveai pace, ziceai că e mai bun sau nu? Mă, eu credeam că s-a terminat experimentele, dar mi se pare că s-au mutat în alte domenii. Apropo de experimente, deci te uiți la secolul trecut și zici, asta e așa, super paranteză, da? Deci te uiți secolul trecut, vai ce experimente, fascismul, socialismul, ce prostii au încercat oamenii și zici gata, s-au trezit oameni. Și te uiți acum și fac experimente pe alte domenii, niște prostii, parcă mai, parcă, cum se zice, they double down. Mai orwelliene, da? Da, hai să facem, hai să mai încercăm mai de high. Nu, că nu Incredibil. Se duce libertarianismul în populație, nu, că n-ai... Nu sunt mari alegeri, știi? Ia. Nu sunt mari ori alegeri. Ești liber, ori faci prostii. Dar vin și socialism, să ai variațiuni. O să ai o viață pe care ți-o prescrie Orwell, George Orwell, da? Și săracul vorba aia a pus avertisment, nu manual de instalare a unei... centrale termice. Distopii. Nu găseam cuvântul, da? Sau o să ai o viață dictată de Rothbard. The choice is yours. Da, și social-democrația asta e lunecoasă. Noi trebuie să... Păi nu, că suntem social-democrați și eu mai aduc argumentul ăsta. Hai că nu mai suntem totalitari. Nici dreptiști idioți nu sunt totalitari. Sunt mai deschis sau mai... Mă, nu e chiar așa, că nici Germania nazistă înainte să fie nazistă era social-democrată, știi, pe definiție. Deci poți aluneca, știi, imediat spre... Dacă soluția ta e mereu că sacrific libertatea, că îți bifezi nu știu ce și poți să găsești multe chestii de bifat. Tot aia e. Știi, deci nu se schimbă nimic. De la tarifele astea, o alunecare mai... imediat e la să băgăm aici un comentariu despre aur și socialdemocrația de astăzi? Sau? Ce e prea strâmt. Nu, no, lasă, e prea strâmt. Okay. Da, da. Aur sunt socialdemocrații. Deci ăștia... Deci tot ce, scuze, tot ce înseamnă lume bună la noi, intră pe Twitter. Șoșoacă idiot, asta e comentariul politic. La... Lumea bună, fii atent, deci nu prostova. Stai puțin, Costel. Pe Twitter-ul SRU câștiga alegerile, deci nu... Rupe. Da, da, sunt și ei au 5% sau 8% în realitate. Știi de prosticei, știi... Asta e toată discuția. Șoșoacă. La infinit, știi? Infinit. E foarte, foarte, foarte. Zici, eu nu, ce facem, eu nu-mi bat. Emisiunea. Da. Păi nu știu, să nu mai văd chestia asta. Că șoșoacă, băi, dă-o dracu. Da, adică veniți și voi cu niște probleme mai grele. Punem niște lifeboat situations, ceva. Să dezbatem. Nu, dar e și chestia asta să-ți alegi tot timpul adversar de ăștia. Da, e în favoarea ta. Că UE și versus Corea de Nord. Da, e bine, nu e. Da, na, mai forțe și tu. Da, se poate într-un UE mai bun? Plus că Șoșoacă e un social-democrată, deci dacă iau un useristul cel mai rafinat și pe Șoșoacă, nu există mari diferențe. Dacă le faci o chestie ideologică de 100 de întrebări, nu sunt mari diferențe. Nu sunt. E posibil să ai și surpriză. Ia să dăm cu importatorul ăsta.
E bun sau nu e bun? Intermediarul. Nu. A fost speculat. Nu, importatorul. Da, 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 e dreptat. Importatorul este înfierat pentru că distruge locurile de muncă. Aduce bunuri. Nu prea sunt bune dacă mănânci roșii de import. Aduce bunuri ieftine, mai ieftine și distruge locuri de muncă. Asta e supărare. Eu zic că dacă aduce lucruri mai ieftine din afară, e un lucru benefic pentru populația. Să pierd locuri de muncă. La groșia de la Turcia? Cum să facem, cum să facem acest echilibru, vai? Da. Am vrea prețuri mai mici, dar de ce nu le putem să le facem prin reglementare? Nu, dar ce? În spatele tău. iPad-ul. Da. Locul bloc aduce... Locurile de muncă și mai ce? Locurile de muncă, locurile nu? De muncă, da. Nu calitate. Nu, nu, nu. Uite, nu, dacă nu. Te gândești, uite, e bine să ne raportăm și la mentalitatea... E cu calitatea. Deci dacă ai polemici și astea, nu ai... Dar nu e dacă sunt nasoale. Păi, alea păi, dar de ce le cumpără lumea? Deci, dacă sunt nasoale, de ce le cumpără? Păi, n-avem altceva. Și aici aveți, doamne, cartelizarea distribuitorilor. Da. Corporațiilor. Care vor să facă profituri nesimțite. Deci, oricum, peste tot, sunt lumea. Să mai repetăm. Deci, lumea înfierează, zice... Să reglementăm o chestie pentru că ei de fapt se referă la diverse agresiuni pe care chiar le fac unii. Da? Și agresiunile aici ar fi, nu știu, nu lasă pe alții să intre pe piață. Cum agresează, să zicem, niște privați? Cu ajutorul statului. La rușii, să zicem că ai... Deci să zicem că tu nu poți să... Uite, avem un exemplu foarte nu sănătos. Nu sunt sofisticați. Deci știi? Suveraniștii noștri nu sunt... Nu, dar intui... Suveraniștii nostru suveran. Chiar dacă... Nu știu cine e, dar nu. Și nu știu ce, nu face nimic, el tot ar vrea să-l împănească. Da, deci tu ai venit în apărarea, da, domnule, poate. Și a lovit. Și tu ai greșit și eu am greșit. Da. Nu e așa. Aici dacă ar fi după ei, iar... Pe vremea lui Walter Block, când a scris cartea, era problema cu produsele japoneze în America. Japonezii sunt mai buni și mai tari la orice, fac de toate, ne inundă piața și noi americanii nu suntem buni de nimic și... luăm produse de la ei mai ieftine și mai bune. Atunci mai avem joburi în America. Mereu o să fie o problemă de genul ăsta, da. Și mereu o să fie alții japonezii zilei. Da. E... Mă rog, se leagă și de o asociație care milita. E o asociație care făcea lobby pentru a restricționa importurile. IGLW. Iar rămasă tu folosește... E ceva cu asta niște cusătorese. Nu mai există astăzi. Da. Ai verificat-o? Crezi? Argumentația lui Walter Block este face o reducere la absurd, în care, domne, hai să zicem că japonezii o să ne producă toate produsele. Mai ieftine, mai de calitate decât noi? Aia e deja târziu. Răspunsul mai spune că argumentul, primul argument cu care vine Block este ăsta. Nu te băga în schimb voluntar dintre doi oameni. Nu, cred că e și ăla cu... Imaginează-ți că faci tu totul, știi? Că mori, ăsta e argument. Da, e tare. Ăla dacă tu faci totul, și de mâncare, și haine, ia și fă. Păi, nu știu sau nu. Nu, împingerea reducerii la absurd. Împingerea reducerii la absurd era asta, că... Deci principiul pe care îl susține asociația asta și toți restul este autarhia. Acum, nu știu dacă vă place sau nu, dar o să vă spun ca să fie cât mai clar tuturor. Principiul fundamental de bază al fascismului doctrinar, da? Și al nazismului, chiar dacă sunt două lucruri diferite, era autarhia. Ce înseamnă autarhie? Totul facem noi. Da? Prin noi înșine. Prin noi înșine e mult mai nuanțat decât autarhia. Autarhia presupune totul facem noi. Prin noi înșine înseamnă, domne, să avem succes prin noi înșine. Și chestia asta sună bine. Deci să nu ne scoată alții din rahat. Dacă te gândești că pe vremuri existau familii, dar tot aveau niște
specializări, pe activități, dar o familie pe vremuri reușea să supraviețuiască făcându-și tot felul de chestii doar ei. Își făceau legume, lână, piei, de ce. Care era nivelul de trai la o chestie asta? Erau autarhici. Luau apă, lemne din pădure, își făceau bărnice. Care era nivelul de trai? Abia supraviețuiau. Nici măcar atunci nu erau autarhici, atunci existau schimburi cu exteriorul. Dar hai să presupunem că nu existau. Da. Să presupunem că da. Dar majoritatea lucrurilor le făceau singur. Care argumentul autarhiei până la urmă? Uite, ăsta ar putea fi a rasei superioare. De ce este mai bun? Că este superior. Este mai bun. Păi celălalt, mai altceva, sau? Celălalt este ăla al domeniilor strategice. Nu e bine să nu depindem de alții dacă iese război. Să nu fim în pericol. Să avem noi armele noastre, carnea, legumele noastre. Lucrurile astea importante. Da, da, da. Zahărul. Dacă nu merg la absurd în partea aia, poate merg la absurd în cealaltă parte, geografică. Dacă avem, să zicem, granițe comerciale cu Japonia și America, hai să avem aceste granițe comerciale și să nu importăm produse între statele americane. Între Nevada și Texas. Da? După aia între orașe. Hai, după aia între orașe. De ce ea din Austin să produc haine ce noi nu putem aici în Dallas să producem haine? Tot așa, mergând, ajungi până la acea persoană între străzi, între indivizi. Da. Și te întorci la... Și asta e principiul ăsta pe care îl duci la absurd. Dom'le, autarhia e bună. E de dorit. Da? Perfect. Dar de ce la nivel național? Adică, let's go down. Da? Că... Asta e o problemă, Vali. N-a văzut că lumea se oprește la... Da? Suveranism? Hai să facem pe județe suveranitul. Da. Suveranismul care îmi place. Și dacă tu te apuci să spui nu că România este un unitate, ok, Statele Unite ale Americii sunt state. Sunt stat în stat. Sunt efectiv stat în stat. Da? De acolo de ce? Nu, n-ar merge? Da? Da, noi jos să punem plan acum. Ca să nu mai vorbim de statele în UE. Pe ce s-a bazat Uniunea Europeană? Păi circulația liberă a mărfurilor și a între... Nu mai există. Da? Nu mai există. Aici acceptă conservatorii, mai știi, de fapt și discursul conservator e construit așa. E bun suveranismul în discuția UE. Dar dacă s-a dus discuția asta, ok. Detașarea... E bun suveranismul sau... față de UE. Față de UE. Față de asta, exact. Dar dacă adică... pui-o de asta, hai să... Arghita! Dar nu, dar nu vorbim de acolo iarăși, nu vorbim de autarhie. Nu, în contextul suveranismului doresc, față de UE. Tot ce își doresc acești oameni este să nu le dicteze UE. Dar după aia vor să... Și cu asta... Păi asta e diferența, socialist-globalist versus socialist-suveranist. Da. Yes. Asta îi doare pe libertarieni și, din păcate, discuția, nu știu, se va pune un tipaj. Noi am fi vrut să fie power versus liberty. Ăsta e discursul libertarian. Un stat opresiv și individul care... Ca moșul ăla, știi, din luptă împotriva statului, știi, împotriva agresiunii. Ora, unde e nivelul, știi, de... E șvab sau e... Nu știu, unul din... Uite, mai e o chestie. De unde ne importăm niște justiție bună? Păi hai să ne facem noi aici. Ok, ce învățăm din gospodărirea sănătoasă? Cumperi servicii și ești nemulțumită de tot felul de servicii pe care le cumperi. Nu știu, de dugrăvire, să zicem. Ce ajungi să faci? Lasă că dacă vreau să iasă ceva cum trebuie, le fac eu cu mâna mea. Și oamenii nu-și imaginează cum, adică să avem un sistem de justiție pe care să-l plătim noi? Să nu mai fie de stat? Adică... Foarte... Să-ți faci o piață. E incredibil asta. Dacă vrei să ai... Pur și simplu o generalizare, domnule, așa. Ai înțeles argumentul pentru pahare? Da. Cu provizii pe... Am înțeles. E așa și la armată. Ești. Nu, stai, că sunt interese. E diferit, da. Nu e, frate, nimic. Sunt niște firme care oferă nu știu ce. Păi nu că ea, nefiind unguri, da. Ok, acolo cumperi de la firma ungurești sau nu știu. Mai ai un contraargument. Ăsta e de nivel frumos, interesant. Zice lumea, nu se poate să ai justiția
Știu vreo cel puțin o persoană care explodează capul când aude. Cum să ai justiția pe piață? Justiția este o așa da, ceva inefabil. Niciun... Eu nu e știu un dacă drept. Mai merită discuția cu astfel de oameni. Da, okay. Care argumentul este să pui oameni buni în stat. Asta e. Tot mă rog, ideea este așa. Da, suntem de acord. Noi ce? Că pare că ne contrazicem. Mă, băieți, voi ziceți ce e drept, ce e corect. Pe de-o parte, nu, dar de ce nu se poate? De ce nu se poate? El trebuie să-ți dea o diferență specifică. Ei, nu și poate. Uite, dau, cum poate e aia. Nu știe să-ți dea o nu diferență se produce... specifică. Uite, argumentul liberal clasic e un argument socialist ca argumentul socialistului pentru educație. Ce zice socialist? Nu se produce. El ar putea, maybe, dacă ar vorbi limba asta, să zică, uite, argument specific, nu s-ar produce dreptate, ar zice. Deci nu serviciile... Calitatea unui serviciu, ok. Nu serviciile de justiție. Serviciile de justiție ar fi ambele părți mulțumite și mai cer servicii mai departe. Ok, eu am tradus-o în jargonul meu. Ok, deci nu ți-ar da calitate. Da. Foarte des ele au cantitate. Că nu se produce suficient. Dar nu-i de calitatea care o rea el. Nu vrea. Și da, poți să-i zici, uite, competiția trebuie. Și nu știu. Dar nu, e greu. Gândește că s-a întâmplat la case mari, deci Mises n-a putut... Un geniu. N-a putut să treacă de... Da, n-a putut. Zici că era bătrân, știi, pare, m-avea scuzat așa. Dar e incredibil. Bun, și celălalt argument pe care îl face Bloc când se apucă să ducă și pe care l-am întrerupt pe Gabi mai devreme, când se apucă să ducă, să presupunem că o țară face totul. Da, Japonia, face totul. Ok. Chiar dacă Japonia este mai eficientă în producția de absolut orice, s-a demonstrat în economie. Există acest principiu al avantajului comparativ, în care chiar dacă o țară poate să facă totul bine bine decât orice altă țară, este în continuare avantajos să producă și țara care nu poate să facă la fel de eficient, pentru că per total se produce mai mult. Per total, dacă îi lași pe ea să concentreze într-o direcție sau dacă ea vor să se concentreze într-o direcție, tu în clipa în care te concentrezi în direcția în care, chiar dacă nu ești mai bun decât ei, ești mai puțin prost decât la altele, de exemplu, per total se va produce mai mult. Nu trebuie să te specializezi. Și ce înseamnă asta? Da, înseamnă prețuri mai scăzute. Da, pentru toată lumea, decât dacă tu n-ai intrat deloc în piață. Nu înțeleg cel mai bine cu directorul și secretara. Deci directorul pe decizii de... Nu știu ce. E de 5.000 de ori mai bun decât secretara. Pe typing? E de 2 ori mai bun. Ce ar fi bine să facă director? Și avantajul... Da. Deci în termeni absolut, el are un avantaj absolut. O bate la ambele capitole. Și la tipări și la... La decizii strategice. Ideea e că el se specializeze în alea în care cel mai... Are un avantaj comparativ, adică n-am luat decizii strategice decât să bată la mașină. Mm. Așa e bine pentru amândoi. Pentru... Ăsta e argumentul clasic. Good. Da. De exemplu, Walter Bloch și cu două state americane, Florida și Arkansas, mi se pare, în care amândoi erau... Florida și Vermont. Și Vermont. Ambele făceau, erau self-sufficient, făceau de toate. Nu importau nimic dintr-o țară, dintr-un stat într-altul. Și Florida făcea portocale și Vermont făcea portocale. Numai că în Vermont erau băgate prin sere undeva. Păi mai puține, costuri mai mari? Da, mai puține, costuri mai mari. Iar sirop de arțar făceau ambele. Numai că în Florida... Așa stăteau cu niște frigidere să simuleze iarna și așa mai departe. Deci costurile mai mari la sirop de arțar erau în Florida, costurile mai mari la portocale erau în Vermont. Da? Și în cazul în care ar începe să facă import și export, într-adevăr, cei care lucrau în industria portocalelor din Vermont rămâneau fără job. Cei care lucrau în industria siropului de arțar în Florida rămână fără job în momentul ăla. Prețurile fiind mai mici produse în celelalte state. Însă doar cei care erau specializați neapărat în acea industrie, pentru că dacă și dura mult să se specializeze.
Pe cei care lucrau, să zicem, și spălau podeaua dintr-o fabrică de sirop de artar din Florida, puteau să se reprofileze rapid, să spele podeaua din alte întreprinderi. Să spele și alte podele. Da. Nici măcar nu era reprofilare, știi? Da, nu era reprofilare, da. Și găseau job mai rapid. Da, interesantă nuanța asta lui Blog, știi? Noi ne gândim doar la ăla care se întoarce la da, experimenta și trece la podele, știi? Cu sirop de arțar și le pui în mașină sau lăzi de portocale, ăla pentru el e tot căratul unei lăzi. Vreau să zic o chestie. Deci uite, s-a supărat Costela din Aur că de ce nu o înțelege lumea doar principiul același. Și eu nu mă supăr, dar doar mai insist pe ideea asta. Într-adevăr, în momentul în care tu pui tarife de import din non-EU, de exemplu, dar după aia îți aduci nu știu ce fel de muncitori sau invers, ție din țară îți pleacă și tu nu-i ții cu forța. Da? Adică dacă nu aplici același principiu peste tot, pare că oamenii au o viață foarte nefericită când nu au răspunsuri. Totul e diferit. Stai că aici e ceva diferit. Hai să o judecăm. Și judecă cu ce au auzit, cu ce îi se mai spune. Deci lasă muncitorii și blochează produsele. Da. Normal trebuie să fie ori îi blochezi și pui aici, ori îi lași. Nu, dar altceva vreau să subliniez. Oamenii pare că sunt chinuiți acum, domne, așa avem atâtea probleme. De ce nu? Uite, hope, dar contrazice aici. Ideea e că muncitorul vine și cu cultura. Asta ar fi argumentul. Conservator. Una e să vină portocala, una e să vină ăla care a făcut portocal. E mai puțin care liberal decât europenii. Vine din zone mai... Îți aduce cu sine o cultură care poate e cel mai puternic. Conservator al lui Hoppe. Da. Da, nu pot să înțeleg, dar eu altceva voiam să zic. Deci portocala nu-ți face, da. Nu-ți schimbă cultura, știi? Da, ok, greu. Secula, știi? Dar eu vreau să zic că dacă oamenii ar folosi, deci eu nu vreau să folosesc principiile pe care le zicem noi, pentru că suntem noi deștepți. Hai să verificăm cum e mai bine să ai un principiu, să-l verifici, să vezi dacă se aplică și după aia ești liniștit când ai o problemă, aplici principiu și toată lumea nu-și mai bate capul și nu mai defer, cum se zice, nu se mai lasă pe mâna unor specialiști, vai, aici sunt niște chestii speciale, tot timpul trăiesc foarte mulți oameni, am văzut, așa o angoasă a vieții de zi cu zi, domne, câte probleme avem. Dacă aplici principiul ăsta, imediat o să vezi de unde sunt problemele, cum să scapi de ele. Rămân riscuri și în libertatea. Normal că sunt riscuri, dar eu inclusiv alea că nu se strâng banii. Eu la angoasă mă refer. Eu nu zic că avea pace și lapte și miere în libertarianism. Bineînțeles că ai aceleași provocări să produci valoare pentru ceilalți, și etc. Și asta e un risc. Și asta cu imigranții. Deci ăla ai o temere reală, știi? Problema că eu strig libertarian nu văd ca pe o agresiune și aș lăsa. Drumurile. N-aveam proprietar legitim pe drumuri. Și să stea pe drumuri. Să stea pe drumuri. Da, ok. Yes. Dar e un risc. Adică trebuie să empatizezi, știi? Care e discuția? Stânga e mai deschisă, deși nici ea nu e foarte deschisă, că nu au deschis porțile. Decât un pic, așa. Da, când mai sunt alegeri, sau așa? Și dreapta, da, care e Andy. Oricum, mie mi se pare foarte ciudat cum la american poate să voteze oricine. Asta e argumentul. Vai, au venit foarte mulți imigranți acum lăsați în America ca să ajute la... La alegerea stângii americani. Și mă miră. Cum? Votează așa? Cine? I don't know. Nu mă prind. În poziția libertarian decide proprietarul, iar acum pe drumuri. Da, simpatizam cu versiunea Bloc pe imigrație. Nu avem proprietar legitim pe drumuri. Drumurile. Bine, preferința mea ar fi să identificăm cine ar fi legitim și să avem proprietar pe drumuri. Da. Da, și atunci se rezolvă. Adică acum e statul ilegitim, un public difuz mi se pare la fel de ilegitim, păi și cum judecăm? Păi whatever. Dar există să verificăm riscul ăla. Da. Riscul ăla de care vorbesc. Există și să tine. E.
E și îți strică jucăria. Ah, păi, America cum să strică? Intermediarul. Înainte de intermediar. Pentru mai multe detalii, pentru partea asta de protecționism de care am discutat, luați, căutați episodul 166 din podcast când am discutat la Hazlitt despre protecționism. M-am uitat mai devreme, că de-ați ți-am cerut iPad-ul. Felicitări! Eu am fost aici apărea protecționismul. Exact. Sau, mă rog, în descriere. Titlul e protecționism. În descriere. Intermediar. Are aproape 2 ore. Că așa se întâmplă, nu încercăm neapărat. A intermediar mi-am... Alter Blocker e o schemă aici cu un produs de la nivelul 10, unde el este produs inițial, până la nivelul 1, este în mâna clientului, consumatorului final. Da. Bine, trece asta... 10, 9, 8, 7, 6, 5. E exact, e gluma, domne, intermediarii sunt răi. Trebuie să scăpăm de intermediar, nu aduc nimic în plus. Da? Da. Bun, hai să luăm un produs cu schemă de producție complexă. Ia, are 10 pași. E. Ia-o pe asta. Eu vreau să dau exemplul șaormei. Perfect. Ia-o pe asta. Asta e complex. E prea complex. E complex. Da. E cu de toate. Dacă te uiți la șaormerie, într-o șaormerie, nu se vezi pe ăia tăind găina acolo. Da? Puiul. Da? Le vine direct carnea pusă imediat pe un băț de fier și doar o pun la foc. Deci e tăiată, aranjată... Inclusiv cartofii vin. Cartofii, da. Nu văd pe unul făcând... Depinde de șaormerie. Depinde de șaormerie aici, da. Unii au zis să tăiem un intermediar. Nu cumpăr direct cartofii deja tăiați și decopați. A, empiric. Nu te gândești. Empiric, ajungi să vezi, care da, rezistă pe viață. Și dacă dorești să elimini intermediarii într-o șaormerie, ar trebui pur și simplu în spate să ai găini, să ai o grădină cu ceapă, cu salată, cu roșii, cu ce mai pui în șaormă și a eliminat toți intermediarii posibil. Nu grădini, dragul meu, nu grădini. Domenii întregi. Câmpuri, da. Pentru o șaormerie pentru o șaormerie, hai să zicem, mai cunoscută, da, pe care e un lanț, da, chiar există și lanțuri naționale, dacă e să ne gândim la unele dintre ele. E bă, da? Acolo nu facem reclamă. Acolo doar la bănci trebuie... face reclamă că ele ne susțin puternic. Acolo îți trebuie o hală întreagă, da, de pui, cred că pe zi. Nu mai vorbim de alea care sunt de vită, acolo iarăși hectare întregi de vaci la diferite vârste, astfel încât să poți să le sacrifici în timp util și să le transformi în sosurile trebuie să ai. Ce mai trebuie acolo? Serie pentru toate spice-urile alea puse. Alea să zicem că ocupă. Alea ocupă mult mai puțin decât ingredientul principal, da, care e carnea, da? Bine, și câmpuri întregi de cartofi, nu mai vorbim. Dar speculantul ce face? Nu e un intermediar. Speculantul e intermediar. Mă rog, e tot un drag. Intermediază... Intermediază, zice, între producătorul de carne de pui de la avicola de pe unde așa și șaormar. Da? El face țepe cu piept de pui. Da? Asta face. Asta e un intermediar. Deci ia un produs, adaugă valoare. Și dacă face servicii, de ce e înfierat? Că ar putea să scape lumea. Și n-ar fi același adaugă, speculantul, nu? Adaugă la preț. Păi. Deci stai, deci ca voiam să zic mai devreme. Dar adaugă și la acest deci social. Deci există o... apel de ăsta de tip socialist care merge tot de mână cu ăla de bun simț în care zice, mă, normal că tu trebuie să trăiești, normal că trebuie să-ți plătești costurile. Da. Unul, de ce-s costurile astea, că undeva cineva profită, și tu, de ce-ți pui extra la preț? Deci ce nu ți ajunge? Deci ia-ți ce-ți trebuie ție un salariu. Nu, asta e visul comunist. Toată lumea, practic, își scade cheltuielile și după aia își oprește și pentru el cât îi trebuie pentru whatever, o săptămână, o lună, cât timp facem măsurătorile. Asta e visul lor. Nu. O să faci o chestie după nevoie. După nevoie. Atâta cât partidul decide că ai nevoie.
Nu e după nevoie, dacă ai nevoie. Dacă partidul îți spune trebuie să te educi, să te gândești pe termenul de 2 săptămâni, da, da, dacă tu te gândești pe termenul de 3 săptămâni, ești la home, nu mai ești un bun comunist. Dar, nu, visul mă rog, sunt ciziuni, între? Visul lor este ca partidul în viitor, deci visul ăla absolut comunist, da? Ar fi ca în viitor partidul să dispară. Partidul acum doar îi face pe oameni să fie în felul ăla. După aia oamenii ar fi în felul ăla. Ce dispare partidul? Statul, da? Dispare, nu? Dispare totul. Partidul e în toate, nu? E în masa asta. Ajunge e să fie în sufletul omului. E ca Dumnezeul lui Spinoza, e. Mă, deci stai puțin, noi am înțeles bine și asta... Deci ăștia fac căprării, sunt, fac mai carnea... Chestia asta introduce eficiență. Hai să dăm un alt exemplu. Intermediarul e bun exemplu. Hai să dăm un alt exemplu. Eu mă gândeam că la intermediar e un fel de speculant, știi? Hai să dăm un alt exemplu. E un speculant. Avem care unul face ceva. Care are o fabrică de procesat pui în țepușă de-astea făcute pentru șaormerii, da? Avem șaormerii în orașe, da? Și avem un băiat deștept care zice eu cumpăr pui de, vine la ăsta care face țepușele, zice eu ți le cumpăr pe toate, după care el se duce și începe să le vândă, spune facem contract, îți livrez cu șaormerile, îți livrez atâtea pe zi, câte ai nevoie, eu mă duc în partea ailaltă, mă asigur că ăsta face destule, dacă nu face destule mai caut alt prost care să facă bețigașe de astea umplute cu carne, ok. Și intermediarul ăsta, da, nu produce nimic. Dar ce face? El aleargă toată ziua și se asigură că șaormeria are carne să facă șaorma în ziua respectivă, fără să mai trebuiască șaormeria să-și facă stoc în avans, să-și țină un depozit frigorific, să nu mai vorbim de faptul că carnea în felul ăsta poate fi și mai fresh. Stai puțin. Argumentul împotriva intermediarului, până la urmă, care e? Că, vezi, Doamne, nu, în cuvinte, el nu produce... Nu produce, a, nu, dar produce. E argumentul valoare muncă, domne, dacă da, n-ai pus mâna... Da, până acum, doar s-au descris... Cum n-a pus mâna, când a luat secușele alea? N-a pus mâna să producă ceva, până înțelegi? Până acum s-au descris numai situații în care el face niște servicii, da, care îi ajută, înlesnesc acolo. Face servicii. Exact. Serviciile n-ar trebui să... Iată că el poate să apare și la capă, să zicem, și-a urmele alea să fie un lov, o le dă prin oraș. Corect. Nu le-a făcut el. E un intermediar. Îți spun să obținea care, că sunt alte bunuri. Sunt servicii, sunt plus valoare. Da, e al bun. Pizza aia adusă la ușă e alta decât pizza pe care te duci să o aduci. Da, formulat așa, da. E îmbogățit, e alt bun că e îmbogățit cu serviciu. Exact. Bine, eu pot să mă gândesc la o nație de intermediari care fac niște, tot fac niște servicii, dar care există din cauza reglementărilor puse de stat. A, da. Adică să ne imaginăm genul ăsta de oameni care sunt, primul lucru ușor de zis, oameni de acte. Inspecția muncii. Da, uite, și aici pot fi două categorii. Și tot felul, da. Pot fi două categorii de intermediari. Defensiv și... Exact. Pot fi ăia scârțari, da? Sau pot fi ăia de bun simț. Deci, de exemplu, ăia scârțari în pandemie, da? Să presupunem că s-a pus la un moment dat nevoia de a avea un certificat verde ca să intri înapoi în țară, din Bulgaria. Să presupunem, da? Mm. Ok. Și poți să ai unii care îți fac tot teatru și dansul cu, cum îi spune, cu, cu testare, da, cu haină de doctor și halat și durează 2 zile ca să-ți iei rezultatul și lululu și tralala, da, și te costă nu știu cât. Sau unii care fac în spatele parcării de la autogară, da, cu niște băieți care fumează țigări în vreme ce te scobesc în nas, dar nu prea tare ca să nu cumva să iasă ceva. Dacă pe ei interesează, tu să ai testul negativ și ți-l dau după 4 ore că atâta durează să-l bagi în sistem. A, și știi sigur că este negativ? Păi asta-i cumperi. Aia e vreo fraudă. Asta cumperi. E fraudă, e... Asta oferă ce ai cerut. Adică contează și cum sunt făcute serviciile astea
pe nișele create de stat. Păi și da, și după aia mai ai... Nu, mă gândeam că vrei să ești defensiv. Păi, într-un fel e defensiv. Asta e mai defensiv decât ălalt. Din categoria lucruri reglementate, ai lucruri necerute de piață, dar cerute de stat. Cum ar fi certificatul energetic când vrei să vinzi un apartament? Nu, și inspecția muncii. Și inspecția muncii. Deci chestii necerute de piață. Deci nu e ca și cum cineva s-a plâns, au trecut într-un arbitru, într-o piață liberă și... Nu, a cerut firma, domne, vreau să mi instruiești. Sunt firme care fac, să zicem, sunt anumite condiții, sunt nu știu ce, dar nu formatul ăsta, știi, nu știu. Și atunci, cine face, adică statul naște niște caste. Nu, cred că te face mai informal sau nu știu, exact. Face altfel, deci nu o face cum ți-o face inspecția muncii. Și eventual costă un preț de piață, pe când acum... Ai unii care poate să facă chestia asta, nu o să intri. Face, nu-și pune problema. Yes. Domne, o să fie cu tremur. Las că nu o să fie. A fost o dată în 77. Nu o să mai fie. Nu suntem zonă seismică. Las că nu o să fie, nu o să mai. Suntem ascunși după curbură. Păi faci pentru atac armat. N-avem, las că nu știu ca filmul. O specie de intermediar care chiar nu face nimic. E profitorul. Profitorul este, în descrierea lui Walter Block, cel care obține profituri nerezonabile. Bine. Iarăși e mantra aia a unui că dobânda potrivită, prețul potrivit, profitul nerezonabil. Auzi, astea merg cum făcea Dragnea. El tot timpul supăra cineva sau cineva era supărat pe el. Punea problema așa, dacă vă aduceți aminte. El era cu supărare. Asta e discursul. El din asta dacă a făcut... e nerezonabil, te superi, da. Deci e un discurs care vinde. Deci oamenii ăștia au făcut bani. Chestia asta. Nu e... un discurs care vinde. Deci care... noi n-avem... o să-l numești profitor, dar profitorul la noi are o încărcătură din asta de unul care... Da. Când aici îl supărați, oamenii... despre care vorbește Bloc, sunt unii care, mă rog, fac profituri prea mari, nu? Prea mari și nesimțite, da. Bagă inclusiv, ce-a vorbit și înainte, speculantul, bagă tot aici, cel care vinde un produs știind că pe strada de lângă Oșan e la... e un preț mai mic și profită de niște săraci de pe strada lui. Sau... în general, el, socialistul, crede că bogăția este ceva de... este un dat. Da. E o sumă... X în dolari. Și dacă profitorul ia din suma asta, rămâne mai puțină pentru ceilalți. Să răcite pe ceilalți. Și... Deci socialistul pe zice că... pe ceilalți antreprenorii să răcește pe oameni, nu. Socialistul tot timpul zice că îi place... profită de ei că le vinde la un preț mai scump decât... Auzi, dar socialiștii, dacă se supără pe oamenii ăștia că fac o treabă, după aia, și că există o plăcintă fixă... S-au supărat deja, că dai taxare progresivă. Exact, nu, dar altceva. Ei, cum își imaginează că altfel, pe de altă parte, ei sunt progresiști? Cum își imaginează că progresează societatea? Doar toți când împreună. Când distribuția asta. Păi asta e ideea, e take the village. Păi cu ce facem în village? Da. Păi i-a furat banii ăla și a făcut școli. Da. Ce-a făcut? Am plâns că suntem un village întreg și... Pentru ele, egalizarea aia, știi, yeah. Aia e progres. Pentru Walter Block, profitorul este un reprezentant al mâinii invizibile al lui Adam Smith. Și dacă există prețuri diferite în două locații, profitorul nu este ca un profesor și spune o teorie, domne, uitați, acolo este mai mic, prețul acolo e mai mare, dacă vreți să egalizați, duceți-vă și cumpărați de acolo, unde este mai ieftin. Nu, este... această informație a prețului este adusă prin motivarea profitului, care îl face profitorul, ducându-se în zona unde este prețul mai mic, cumpărând de acolo, crescând cererea, crescând prețul, educându-se în zona unde prețul e mai mare și scăzând prețul acolo. Yes, very nice. Doar a plimbat niște acte dintr-un birou în altul, știa?
Da, mai face el aici... Eu mă gândeam la argumentul ăsta că poți să-i și spui omului să aibă informația și nu ajunge informația. Ai numește capitan. Nu ajunge informația. Păi asta vă urmează să zic eu în apărare. Mai sunt unii care speculează, să zicem, prețul unor produse. Și Walter Block explică aici cum este să vinzi în lipsă. Short selling în engleză. Doamne, eu presupun că... O să-ți aduc. O să... El presupune că o să ia la un preț mai mic. Da, da, da. Da. Acum vinde produsul bănuinde că pune pariu că la viitoare va fi mai ieftin produsul respectiv. Și astfel... Bine, aici trebuie să înțelegeți. Ca să se întâmple o chestie de genul ăsta, trebuie să avem o instituție sau o instituție a contractului care să permită o diferență între momentul livrării mărfii și momentul în care noi facem afacerea. Din punctul de vedere al plății, nu e neapărat nevoie să ca plata să fie în momentul afacerii, ea poate să petreacă și la livrare. Da. Deci nu e, dar noi avem un contract că în data de eu îți livrez atâtea chile de căpșuni la prețul cutare. Iar dacă astăzi, de exemplu, prețul căpșunilor pe piață e mult mai mare. Da. Dar eu pun pariu că până astfel, la data de eu fac rost de căpșuni astfel încât să ți le dau și eu să ies pe plus. S-ar putea să nu ies pe plus. S-ar putea să pierzi, da. S-ar putea să pierd. S-ar putea să trebuiască să cumpăr căpșuni la un preț mai mare și ți le vând ție la un preț mai mic, așa am încheiat contractul. Dar e un pariu pe care mi-l asum. E riscul ăsta costă, e un cost pe care eu îl internalizez și am fac un calcul pentru un anumit profit. La diferență de preț. Dar tu mi-ai dat bani? Mi-ai dat ceva? Nu înseamnă nimic. Promisiune, doar promisiune. Doar am semnat contractul. Eu îți dau bunuri, tu îmi dai banii atunci când se termină contractul. Da, ideea e, Costel, că în clipa în care tu îmi dai banii la prețul stabilit, atunci am creat obligația eu să-ți dau căpșunile. Deci noi doar ne-am înțeles asupra prețului. Prețului și datei schimbului. Dacă mi-a dat el, trebuie să-i dau, da? Da. Dar el devine binding doar în clipa în care ăla dă bani, evident. Da, da. Mă rog, critica de obicei este, dar de ce, dacă permiteți profituri, existe profituri, păi atunci poate să fie profituri oricât de mari. Voi tocmai ați demonstrat că poate să fie cu minus. Îmi pierde cei care pun pariu. În același timp, profitul are și el două funcții, pe care și zic Costel deja. Ai, pe de o parte, că e o informație pe care nu poți să o ai altfel, nu poți să o ai nici cu stat, nici cu AI, nici cu nimic. Este doar din interacțiunea tuturor părților implicate într-o piață și profitul ăla te informează că ăla e un lucru pe care oamenii îl vor, din care puneți mâna și mai faceți. Pentru ce îți trebuie informația asta? Păi tocmai ca oamenii, consumatorii în cazul ăsta, să aibă o viață mai bună. Vrei să ai mai multe lucruri sau mai bune sau mă rog. De ce s-a produs acel profit? Deci pe de o parte ai informație despre piață, pe de altă parte poți să ai, ca să ai progres, să poți să faci lucruri mai multe sau mai bune sau să le duci mai departe, mă rog, pentru toate lucrurile astea trebuie să aduni niște capital, să cumperi mașinării, cunoaștere, camioane, whatever, roboți, AI, să plătești abonamentul la AI, trebuie să poți să aduni capital. Cum să-l aduni dacă n-ai de unde? Dacă tu ești comunist din ăla iOS care nu pune nimic la preț, decât cât să trăiești tu în... Chiținie? Să nu acumulezi capital. Și să nu acumulezi capital, nu o să ai progres. Eu mă gândesc și asta cu motivația, știi, că te motivează. Sunt motivator. Profitul. Păi n-ar trăi. Așa e om, n-am ce să fac. Așa, inclusiv ăia activiștii ăia comuniști, ei vor creștere. Vor profit, deci nu. Doar că îl obțin altfel, știi. Asta uniformizarea prețurilor în spațiu și timp pe care o fac speculanții. Profitorii. Profitorii. Same difference. Da.
este un, este o modalitate de a uniformiza prețul. Ce respectă proprietatea privată și libertatea. Când modalitatea statului de a modifica, de a menține un preț uniform la fel peste tot, este prin dictat. Unde toată lumea în România 25 de cenți cartofi, programă de cartofi. Și am aflat cu niște capitole în urmă ce se întâmplă atunci când statul menține până dictat. Controlul prețurilor cauzează foamete. Ia că vreau să mai zic o chestie. Deci mai avem noi discuții la cafenea, domnule, în lumea liberă tot ai avea reglementări. Și eu am sărit în sus, măi, stai puțin, folosești cuvântul ăsta reglementări. Eu vreau să fac o distinție aici. Deci când zici reglementări, eu aud, sunt încrezător că e așa, da? Eu aud că se hotărăște un lucru la un moment dat și după aia este impus celorlalți. Da? Pe când dacă vrei să vorbești despre un cadru de reguli pe care îl iau voluntar toți participanții dintr-o zonă, dintr-un mediu, dintr-un domeniu, bineînțeles că o să le ai, pentru că toată lumea vrea să aibă predictibilitate. Nu vrei să ai contracte cât o carte în care repeți, ci îți faci un cadru de reguli la care aderi voluntar și, cum am mai povestit noi, și există astăzi, de exemplu, pentru contractele comerciale internaționale, există firme de arbitraj care propun cadre. Tu zici, facem acest contract aderând la cadru cutare. Ăia ne arbitrează în caz de ceva. Deci foarte bine, într-o lume liberă, n-ar fi haos, agresiuni, lipsă de apărare, abuzuri și Dumnezeu cu mila. Cred Dar că... n-ai avea nici reglementări cum sunt astăzi. Cred că folosești cuvântul corect, pentru că definiția Andex este ansamblu de norme juridice aplicate într-un anumit domeniu. Aplicabile într-un anumit domeniu. No, e, prin urmare, prin lege impus. A, reglementare. Nu, poate să... Da, nu părea voluntar. Că zicea că e impus prin lege. Da. Păi, stai puțin, norme adică juridice aplicabile într-un anumit domeniu. Ce înseamnă norme juridice? Da, norme juridice. Păi și nu apie norme juridice aplicabile într-un anumit domeniu. Încet că folosim contextul de astăzi, Costel. Ok, da. Ideea, mă rog. Oricum, Alexandru era mai apropiat de cum folosesc liberalii, libertarii, în termenul reglementare, un sens negativ, socialist, yes, curbura bananei, aia e reglementare. Faptul că Oșan are reguli interne de nu știu mai ce, alea nu sunt reglementări. Da, e un cadru de reguli, da. Juridic, sensul 1, care ține de legi. Eu ziceam că e mai apropiat, okay. Mai în spiritul Bruno Leoni Hai și nu știu ce. Reglementarea ține de planificarea centralizată socialistă, când tot normesc chestii. Așa și NAP ține de legi. Da. NAP e o lege, știi, o axiomă juridică. Păi da, da. E o reglementare. Okay. Reglementează niște acțiuni, niște comportamente. Să facem, deci oricum ar fi... Era mai am apropiat. Ținut la distinția asta, oricare ar fi cuvântul. Adică mi se pare... Ei, nu are sens, că uite, vorbești de bă, dar acela socialism. Ei, să ai grijă de curtea ta, păi e o chestie bună, știi? Sau, nu, socialism înseamnă... Impunerea centrală. Colectivizarea forțată a mijloacelor de producție. Dar noi folosim aici exemple simple. Mulți socialiști aduc această, să zicem, obiecție, unde dacă așa, lucrurile astea pe care voi le dați, exemplele astea pe care voi le dați în cărțile voastre, mergeau când lumea era mai agrară, mai simplă. Pe când acum în lumea industrială complexă, lucrurile nu pot fi lăsate la... Apa nu mai curge la vale, soarele nu mai răsare de la est, da? Iar cocoșul nu mai cântă dimineața, pentru că da, are o ocul vale, că legile tot alea... Da. Tot alea sunt sau uite ca în Franța, da, știu, nu mai cântă dimineața. Mises zicea că tocmai pe măsură ce devine mai complexă economia, ai nevoie de calcule economice. Așa, da, asta primitivă cu trei produse merge și fără calcul. Mm-hmm. Estimăm noi așa, știi. Dar pe măsură ce devine foarte complexă, nu mai merge. Da. Pe mii de produse să imputezi tu, ăla face 3 ore, ăla face nu știu ce, nu merge. Tocmai pentru că devine mai complexă. Exact. Da. Pentru ei este o frică, domne, complex, deci o să fiu o anarhie, cine știe ce fac ăștia, o să fiu victimă, clar.
O mănâncă rechini. Rechini mă mănâncă. Nu există gândire critică, nu există curiozitate, nu există nimic. Știi? Adică faptul că avem învățământ de stat se simte. Se simte bine de tot. Se simte. Există frica. Dom'le, cade... O să cadă drobola, știi? Cap în cade, știi? Hai să vedem dacă se cade în cap. Hai să luăm cel mai negre scenariu. Hai să vedem avantaje relative, știi? Care îți minimizează riscul, știi? Pe cu mai mulți centri. Nu. No. Nu. Hai să ieși o șoacă. Uite. Twitter e versiunea spălată, gândește-te. Deci eu când am zis formator de opinie de dreapta, mă gândeam la iluminați, nu la... Te gândeai la formator, nu la mâncător de opinie. Auzi, și ei sunt... Ba, și mâncătorii sunt așa. Că și ei sunt influențați de formator. Da, zici că n-ai... N-ai pretenții de la ea. Totul e despre șoșoacă, da, exact. Deci nu există. Deci dacă tu ai dat... Ai bifa... Cum e aia când mutezi un cuvânt și șoșoacă? S-a dus dracu toată analiza. Deci nu mai e. Nu-ți mai apare nimic în feed. Vezi doar știri cu miile, știi. Deci uite, până și... Eu cad pradă la chestia asta. Deci te uiți la un om și ajungi să ai, îl vezi că e spălat, intelect, are intelect, și ajungi să ai pretenții. Are greșeală. Pentru că toți oamenii sunt și ei oameni. Oamenii ăștia curați, care totuși fac mișto, sunt și ei oameni. Să bucure și ei să zică de cineva că e nasol. Nu, asta e o probă că nu e ceva de capul lui, știi? Bine, da. Tot discursul tău e greșoșa că e așa. Aia. Bun, am terminat. Și cu ecologia data și cu tura care vine. Antreprenorii, eroii din aceste domenii, vă așteptăm data viitoare. Pentru... Ia să vedem asta de ce e erou. Bine. Intermediarul ăsta, da. Profitorul? Da. E înjurat. E înjurat de lume. Poate, deci are propriul ăsta. Face bine. Face bine. Nu încalcă n-am. Nivelează prețurile. Nu e mai, mai... Nu e mai scump. Da. Așa? Bine, nu încalcă n-am și bine în condiții de stres. Asta e cele trei. Face bine mult, dar nu la bine mult. Nu agresează. Prima era, da. Prima era. Există. Nu încalcă drepturile. Pentru Valentin Berceanu, Costel Tăvărache, și Alexandru Chiriac. Eu am fost Gabi Munteanu și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. La revedere!